Da, considerați că e un plus venirea lui Urin în locul lui Gigi Mulțescu? Nu știu cât de mult poate schimba într-un timp atât de scurt un antrenor. Dar la meciul trecut, parcă a mai jucat ceva la Astra. Da. Dar acum, poate mi s-a părut mie, poate știu eu, nu știu ce să spun. Păi nu, că mi s-a părut tuturor, că asta vorbeam și noi aici, că s-a văzut un plus clar în meciul cu Giurgiu Veni. Însă, da, să știi că spre finalul jocului mi-era frică să nu primim gol, că am mai jucat noi câteva meciuri bunișoare și am pierdut din niște greșeli, niște prostii individuale. Da. Intră Dinamo într-o criză profundă dacă pierde acest meci cu UTA? Pentru că vorbim totuși de echipa care a bătut pe Sepsi, a remizat cu Astra și a bătut Viitorul în ultimele trei meciuri. Nu știu dacă e criză, dar oricum va afecta moralul jucătorilor, da? Jucătorilor dacă mai au moral. Că la ce au jucat până acum, cam greu. Da. Dușan Urin l-a sunat pe Dănciulescu să revină la Dinamo. Poate ajuta cu ceva Dănciulescu la nivel de moral, nu știu. Nu știu, poate Dușan Urin a lucrat foarte bine cu Dănciulescu. Dănciulescu poate e un factor care mobilizează echipa acolo. Nu știu ce, Dușan Urin știe mai bine că la cere. Da, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, un nume de genul ăsta poate motiva suplimentar jucătorii sau e doar așa de imagine pentru presă, pentru cei din exterior, pentru fani? Păi și cui trebuie asta? Clubului Dinamo sau lui Dănciulescu imaginea asta? Eu cred că acum nu mai contează imaginea, că imaginea oricum e făcută praf la ora actuală, imaginea lui Dinamo. Eu cred că mai mult contează ca cel care vine la cerut Dușan pe Dănciulescu să aibă un cuvânt de spus acolo către băieți și să îi mobilizeze mult mai bine pentru jocurile viitoare. Asta cu imagini și oricum e voțită rău imaginea. Dar bine, nu-i de râs. Nu-i de râs. Asta e la ora actuală. Noi ne chinuim ca să prindem cel puțin un loc de baraj acum. E adevărat. Ar fi o tragedie pentru Dinamo să retrogradeze, domnul Vașcovici? Pentru toți suporterii, da. Dar pentru unii, cred că... Și aici nu mă refer la rivalii lui Dinamo. Așa. Mă refer la tot o parte de dinamoviști, așa. Care au trecut pe acolo. Da, 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 da. Păi stați, cine? Nicolae Badea sau Ionuț Negoiță? Să nu știu, nu, fără nume, că nu-i frumos. Că nu-i frumos, nu? Și e sănătos. Da, păi dacă te uiți pe actele clubului, pe acolo, vezi cam ce condiții sunt. Vă referiți la clauza prin care țeparii spanioli nu pot vinde clubul fără acordul lui Negoiță, presupun? Nu, numai asta. Dar? Am înțeles că e o clauză acolo că dacă cumva echipa pică, revine altcuiva. Palmaresul. Păi vă spun eu, în actul constitutiv al societății FC Dinamo este agățat palmaresul, sunt agățate palmaresul și culorile și într-adevăr, dacă echipa retrogradează, acestea se întorc la ASC Dinamo, societatea deținută de Nicolae Badea, care are echipă în Liga 4. Pardon, mă scuzați. Nicio problemă. Ironic a fost. Am înțeles. Păi... Dinamo nu va dispărea, va avea Nicolae Badea din nou echipă. Spuneți că e un plan? Păi cum? Păi normal. Interesant. Domnul Dinu, ce părere aveți că sunteți prieten cu Nicolae Badea? Ce se întâmplă? Credeți că e, cum spune domnul Vaișcoviș, de planul ăsta să rămână doar domnul? Nu, nu, stați ușor, nu-mi puneți niște vorbe în gură. Nu, Doamne ferește. Planul acesta, eu n-am spus planul acesta. Eu am spus că se va bucura cineva dacă echipa pică.
Am înțeles. Bun, nu e un plan. Atâta tot am spus. Credeți că se bucură domnul Badea, domnul Dinu? Păi nu, eu știu că povestea cu palmaresul și culorile se întorc la Nicolae Badea dacă echipa intră în faliment sau dacă atunci... Sau dacă retrogradează în păi și inferior. Nicolae Badea crezi că va accesa și va dori să ia echipa în Liga 2? Păi stați că el are echipa în Liga 4, păi nu? Bine, se mută automat la ASC care oricum deține palmaresul. Să ia echipa în Liga 2 îi convine? Păi cum o dă Negoiță? Negoiță îi dă palmaresul și culorile, dar nu-i de echipa. Datoriile care sunt în clipa de față... Păi da, dar el are echipa în Liga 4. De copii și junior, mă rog. Da, și aici ai și echipa senior, numai de copii și junior. Da. Eu nu știu cum. Adică... Dinule, da. Dinu. Da, te rog. Datoriile care sunt în momentul ăsta sunt și de atunci și după vremea lui domnul Necuit. Eu vorbesc de datoriile vechi, în primul rând. Alea sunt periculoase. Astea noi am plătit. Alea vechi sunt periculoase. Astea noi... Păi, alea vechi. Da. Din cauza ălora s-a ajuns. Ușor, ușor s-au mai rostogolit, s-au mai venit și altele și uite că unde a ajuns din nou. Da, din păcate, da. Din păcate, da. Urmează meciuri, din punctul meu de vedere, grele în continuare pentru Dinamo, Gaz, Metan, Voluntari, Vitoru. Poate să zici că cu Poliaș va fi mai ușor. Niciun meci nu este ușor. Toate meciurile care dispută Dinamo sunt grele și foarte grele. De ce, domnul Vașcoviș? Că totuși vorbim de Dinamo. Înainte era invers pe vremea noastră. A fost odată. La ceea ce a jucat Dinamo până acum, ce mari, știu eu, să spui, aturi ai ca să spui că tu ești favorit de la toate jocurile care le-ai de disputat. Și Polac peste Pupăză, fiind în josul clasamentului, acolo joci mai multe meciuri afară decât acasă. Nu? Da, 4 cu 5, da. 4 cu 5, da. Păi, eu nu știu cum au făcut cei de la federație. Eu aș fi făcut ca echipele care sunt mai slab plasate joace 5 meciuri de acasă și 4 în deplasare. Da. Ultimele 5 joacă acasă 4. Nu că asta ar conta pentru noi, că... Acum e fără public, acum... Da, nu neapărat asta, dar la rezultatele care le-am avut acasă, noi cam tot pe afară am jucat. Domnul Vașcoviș, dar demiterea, că de fapt a fost o demitere a lui Gigi Mulțescu, vi s-a părut corectă sau trebuiau să-i mai dea încredere suporterii care conduc clubul? Eu zic că pentru sănătatea lui Gigi bine a fost că s-a întâmplat așa. Cu tot ce am văzut, că Gigi nu e într-o stare foarte, foarte bună așa și mie îmi pare rău de el că a făcut rezultate pe la diverse echipe, la Dinamo nu prea a fost adus în anumite momente, de multe ori după câteva etape l-au schimbat și așa mai departe. Da. Deci pentru de data asta spuneți că... Pentru împlinirea lui și ca jucătorul care a fost Gigi Mulțescu și ca antrenorul care a fost, era bine pentru el să fi fost la Dinamo într-o perioadă bună în care să fie avut niște rezultate bune. Da. Deci spuneți că, per total, sunteți de acord cu această schimbare? Nu știu, că nu m-am fost întrebat de nimeni și nu sunt eu cel care... Păi vă întrebăm noi acum. Nu știu ce să spun. Cei care au luat hotărârea asta știu mai bine.